Mulțumesc foarte mult! Serie de jafuri din instituțiile publice din Galați, după Consiliul Județean și sediul Societății de Apă. Acum hoții au spart sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate. Banda de hoți ar fi furat banii pentru angajați. Gabi Vlad, colegul meu, vine cu toate informațiile despre această ultimă serie de jafuri. Gabi, te ascultăm! Bună dimineața! Avem și... s-a terminat cercetarea aici, la fața locului. Așa. Au găsit într-un sertar banii unii angajate, 120-130 de lei cu aproximație a ce au fost luați, iar dintr-un alt sertar bonuri valorice în valoare de 2000 de lei, cele folosite pentru decontarea carburantului. Nici acelea nu vor putea fi folosite, deoarece poliția le-a luat. Seriile au și fost blocate la stația PECO, pentru care era... modul de operare similar cu precedentele dăți, adică s-a urcat cu Oscar hoții la etajul 1 și de acolo au forțat geamul termopan, au intrat. Au avut grijă să mute camerele de supraveghere. Ținta lor principală la parter, acolo unde se află și seiful cu încasări, caseria Casei Județene de Asigurări de Sănătate, dar acolo, în momentul când au spart ușa, au început să fie senzorii de mișcare și de alarmare, au intrat în funcțiune, s-au speriat și au fugit. Acum, cei în măsură au deschis, bineînțeles, un dosar penal și fac cercetări pentru a-i găsi pe cei care, așa cum spuneai și tu, sunt la a treia spargere, același mod de operare. Te rog. Gabi Vlad, mulțumesc! Șofer drogat.